prima, pentru ca să înțelegem foarte bine cum se organizează, cum funcționează și se exercită funcțiile sale Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv o problemă în care noi o examinăm, mă recomand așa o lucrare care a apărut acum o lună, jumătate în urmă, se numește Drept Parlamentar. Autor este doctorul habilitat profesor universitar Alexandru Arseni, care are o bogată experiență anume în organizarea Parlamentului, a fost deputat în primul Parlament, a exercitat alte funcții foarte importante și tratează inclusiv problema care ne interesează astăzi pe noi. În ce măsură societatea civilă trebuie să lucreze cu Parlamentul. Și doi, o lucrare care are un caracter comparat. Doamna Uleanovski, diplomat acum în ambasada noastră din Geneva, a editat o lucrare la sfârșitul anului trecut, a prezentat-o la ULIM, care se numește Parlamentarismul în țările Europei Centrale și de Est. Se face o analiză extraordinar de bună a 7 state, inclusiv a Republicii Moldova, și un capitol este consacrat de nou probleme cu lucrările societății civile în procesul decizional împreună cu Parlamentul. Mulțumesc!